dincolo de spiritualitatea noastră. Ea e în noi de când ne naștem, înainte să ne naștem de alte vieți. Suntem oameni, nu? Și vrem să ajungem undeva, să ne simțim bine, mai bine decât bine, să facem ceva, să construim un confort în jurul nostru, să construim un confort pentru copii, chiar dacă ei nu au nevoie de asta, ei poate ar vrea să așa, se umple gura cu cuvinte și cu litere și consoane și vocale. Chiar dacă copiii noștri ar vrea pur și simplu să călătorească. Nu? Noi ne gândim la confortul și al lor. Și tot aud de când am început să mă trezesc la viață, eu așa o numesc, trezire la viață, de câțiva ani. Acum nu știu ce am făcut. Am dormit, m-am trezit la viață și primul lucru, simți în tine toate transformările ale sufletului, a căpșorului, a corpului și așa mai departe. Înăuntru ce se întâmplă, în afara ta, se upgradează niște lucruri. În văzul ochilor tăi se întâmplă lucrurile, vezi ceva și a doua zi vezi ruginit, casa aia ruginită sau construcția aia care alaltă era fost încă nouă și se ținea bine pe picioare, adică așa. Și începi să cauți pe YouTube tot ce găsești și ce ți se întâmplă dacă găsești un răspuns. Îți dai seama că toate răspunsurile sunt tine, îți dai seama pe parcurs, nu imediat. La început ești în șoc, după aia îți revii și ești speriat, pur și simplu. Și tot așa. Așa. Nu știu ce vreau să zic. Eram pornită. Așa, să mă adun un pic. Am multe, multe, da. Și încep să caut pe YouTube și am răspunsurile, bine, le găsești în tine, dar cumva ghidate sunt și cu prin ajutorul altor oameni, cum văd ei lucrurile și cum înțeleg ei cu zeci de ani în urmă, făcând, trezindu-se la viață. Eu prin ce trec de 3 ani, să zicem, cineva e de 20 de ani, se pregătește și când se întâmplă schimbarea la o altă lume paralelă, dimensională, așa, nu găsesc cuvântul acum, omul e pregătit. Eu nu eram pregătită. Idee nu aveam despre ce e vorba. Și odată mă trezesc între lumi și dimensiuni. Okay. Și atunci începi să înțelegi, să găsești ceva pe YouTube, să-ți placă, după aia ești de acord sau nu, nu înseamnă că nu-ți place omul, cum gândește, începi să cauți altceva, parcă nu ți-e destul sau înțelegi mai multe decât ce a încercat să-ți explice. E un fel de, suntem profesori în timp, unul pentru altul. Ca și cum ai înțeles ceva, dai mâna altuia când urci un munte, da, escaladezi un munte, ai urcat pe o treaptă și celălalt nu are cum să ajungă decât dacă îi dai tu mâna și cu un efort supraomenesc, îl tragi și el sare mai sus. Și tu rămâi cumva, da? Și el înțelegând niște lucruri, e în lanț totul. Îți dă mâna ție.
și te aruncă el mai sus ca să înțelegi tu altfel lucrurile. Și tot așa. Toată viața e cam așa. Până mori. Moartea nu există. Bun, ce ți se întâmplă? Cam așa e viața spirituală. O înțeleg eu acum. Și sunt încântată. Da, dar nu asta vreau să zic. Nu mai știu ce... Eram pornită foarte. Chiar m-am relaxat și nu mai trebuie nimic, nu mai trebuie să povestesc, nu mai trebuie să zic nimic, e așa de bine. Și auzi la tot pasul la un moment dat. Cum să-ți vină banii? Cum să faci să meditezi să-ți vină succesul? Cum să faci să meditezi să fii extraordinar? Cum să faci să meditezi să te iubească lumea? Nu trebuie să faci nimic. Trebuie să găsești echilibru în tine și intuitiv, făcând meditații, se deschide așa, dar în timp cumva. Poate să ți se deschide într-o zi, într-o clipă, și poate să se deschidă în un an de meditații, să zicem, sau 3 ani. Despre mine vorbim. Și la un moment dat începi să înțelegi ce ți-ar place să faci. Te apuci să pictezi. În viața ta n-ai făcut, nu știi. Poți să fii extraordinar în felul de a măzgăli hârtia. O să cânți la chitară, nu știi, bine, înveți în felul tău să cânți extraordinar, să rămână toată lumea. Trebuie să faci ceva ce îți înnebunește firea ta, ți-o trezește artistică. Numai așa muți munții în viața ta. Muți dintr-o parte în alta și îți faci un drum ușor. Și iar răsar niște munți și ori îi lași și o iei așa sau îi dai la o parte și... Da. Și trebuie să găsești ceva să-ți placă. Ei, am tot croșetat. Nu? Îmi place foarte mult să croșetez. Am tot măzgălit. Am scris ceva. Îmi place foarte mult să scriu. Am descoperit în mine. Nu contează, îi place cuiva, nu îi place. Învăț pe cineva, ajut, nu contează. Eu pentru mine mi-am descoperit niște lucruri. Sunt încântată să scriu ceva. Da, aș scrie. Sunt atâtea cărți scrise. Oricum n-aș scrie ceva nou. Dar ar fi ceva nou scriind în felul meu. Și să mă întorc la succes, bani, nu știu ce, confort. Totul e în noi. Și în clipa asta, când vorbesc cu voi, cu tine, eu cu mine, nu știu cu cine vorbesc. Cred că am nevoie de filmulețul ăsta pentru mine, în primul rând. Eu după aia le revăd, să văd ce prostie am mai zis. Și după aia le postez. Și îmi plac toate. Cu greșeli, cu adevăruri, cu prostii, cu... Așa cresc eu, spiritual. Dacă nu greșesc, înseamnă că ceva nu e în regulă cu mine. Așa mi-am propus eu. Da. Și în clipa asta, când vorbesc eu cu mine, mă simt extraordinar. E atât de mult succes în mine, nu poate să nu strălucească și în afară. Dacă înțelegi ce zic eu, mie, adică eu ție, vouă. Atât cât am eu bani, confortul care îl am, eu mă simt foarte bogată. Chiar mă simt și chiar îmi place. Și clipa asta, tot timpul ziceam, chiar dacă aș avea, nu știu, să-mi zică cineva, uite, tot pământul ăsta e tău, e a tău. Să fii atât de bogată, să ai un pământ în brațe, domnule. Chiar dacă aș avea în brațe tot pământul, tot asta aș face. Adică, tot aș face un filmuleț despre mine, m-aș distra, tot aș croșeta, aș încerca ceva, aș face ce îmi place cel mai mult, aș vedea un film, aș citi ceva.
Da, poate aș face un pic mai multe lucruri. Dar nu m-am gândit încă până acolo, deși ar trebui. Deci, după părerea mea, ăsta e succesul. Și am un succes nebun pentru mine. Și nu mă mai interesează ce e în jur. Deși mă foarte interesează. Și îmi place foarte mult. Și serviciul meu îmi place. Oamenii care mă înconjoară, situațiile în care nimeresc, îmi plac la nebunie. Încerc să văd totul cu alți ochi. Deși am o profesie și zici că toată viața am văzut cu alți ochi totul ce se întâmplă, dar uite că e mult mai adânc totul și mult mai interesant, după părerea mea, când te deschizi și spiritual. Și se deschid niște cărări și la propriu și la figurat. Numai să fii pregătit. Și să deschizi brațele, să le îmbrățișezi.